astăzi mergem mai departe și ne vom uita la nivelul ăsta al primului pas al exegezei, la delimitare, să reușim să facem distinția între sau să identificăm lucrurile pe care autorul în mod intenționat le-a pus în text sau apoi tradiția masoretică sau tradiția creștină i-a introdus în texte pentru ca să ne ajute să putem citi textul de o anumită manieră, așa numitele mărci disjunctive. Ele ne vom ocupa acum, în prima parte a zilei. Apoi o să mai practicăm puțin, o să avem mai multe exerciții. Și în a doua parte a zilei vom discuta mai mult despre contextul cultural, social, istoric. Cu asta intrăm deja în al doilea pas al exegezei la incorporare. Pentru început, hai să ne întoarcem la caracteristicile povestirii. Dacă aveți manualul cu voi, puteți deschide la pagina 89. Și avem câteva exemple pe care le vom parcurge cu atenție, să vedeți modul în care se ilustrează toate lucrurile pe care le învățăm. Ziceam că în ajutorul nostru vine însă secvența verbală sau lanțul de verbe care joacă rol de predicat în propozițiile succesive dintr-o narațiune. Dacă vorbim de o narațiune, acesta este un indiciu foarte important, vom găsi verbe de tip vaiptor, adică preterit cu vav consecutiv, cum mai zic unii, sau imperfect cu vav consecutiv. Formele astea sunt relativ ușor de identificat, după cum le spune și numele, au conjuncția vav cu vocala pata. O conjuncție obișnuită, de obicei, are vocala șva, șva mută. Mai rar se întâmplă, atunci se întâmplă ca o conjuncție să aibă vocala pata când urmează o guturală după. Dar, alminteri, putem suspecta în situații de genul ăsta, când un cuvânt începe cu un va, că avem un va consecutiv care e atașat înainte unei forme verbale. Dar ăsta nu este singurul indiciu. Oricum, în exemple care le-am pus în carte, m-am străduit să le împart pe propoziții. Dacă propozițiile sunt prea lungi, s-ar putea ca o propoziție să înceapă și în rândul următor, dar de regulă, pe fiecare rând, veți găsi o propoziție. De la fiecare capăt de rând, într-o astfel de secvență, veți vedea un vaiptor. Exemplul întâi din Geneza 12:5. Vaikach Avram et Sarai. Este prima propoziție, începe cu vaikach. Este un consecutiv, va consecutiv acolo, la o formă verbală, de la rădăcina la kah. A luat. Avram a luat-o pe Sarai. Nu ni se spune că a luat-o de soție. Contextul ne ajută să determinăm în ce fel a luat-o. Și ni se spune imediat în propoziția următoare. Vaietzău la lehet arța Knaan. Și din nou avem un vaitor de la rădăcina iața, atât la kah cât și iața sunt verbe neregulate, care încep cu o consoană care are probleme. Lame și iod la început, în situații de genul acesta, pur și simplu au dispărut. Au lăsat însă urme că în cazul lui la kah, dacă vă uitați la primul verb, kof are un dagheș în porta lui, iar din coace, în cazul lui Iața, vocala de sub iod este în loc de hire, este țere, s-a lungit. Astea sunt indicii că acolo a fost o consoană care a dispărut. Deci avem din nou un vaitor. Plural, ei au ieșit. Nu ni se mai dă subiectul acum, este subînțeles în forma verbului. Ei au ieșit la lehet, să plece. Arța Canaan, avem un camersei directiv la Erez, la sfârșit, și arată înspre Canaan, înspre țara Canaan. Acolo am tradus greșit. Trebuia înspre, nu din. Vaiavou arța Canaan. Din nou avem un vaitol de la rădăcina bo, care este bedvav alef, toate sunt verbe neregulate aici. Și ei au
sosit, din nou ni se dă arța Canaan în țara Canaan. Vedeți, aici avem o secvență scurtă, am sărit niște elemente, acolo în 12 cu 5, mai adaugă pe nepotul său, Lot a luat pe bunurile pe care le-a adunat și sclavii pe care le-au dobândit în Haran. Deci este un complement foarte lung, care în contextul exemplului nu și-avea rostul, din cauza asta am scurtat. Avram a luat pe Sara, pe Lot, toate bunurile care a acumulat, plus sclavii, și împreună au ieșit să plece înspre țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Aici este o secvență scurtă, dar vedeți cum la începutul fiecare propoziție avem vaito. În 12 cu 14 avem iarăși o secvență scurtă, dar aici apare pentru prima dată în cazul discuției noastre o formă deosebită, vaihi. Vaihi că vo Avram Mitzraima vaiehu ha-Mitzraim et ha-Ishar. Vaihi este o formă verbală care este tot din vaito, care este tot de tip vaito, numai că vine din rădăcina haia. Forma de vaito este vaihi. Și aceasta este una dintre mărcile specifice pentru a introduce o narațiune. Forma vaihi o vom găsi chiar la începutul unor cărți narrative, cum este Rut sau Estera. Se pare chiar și la Iosua. Astea sunt niște indicatori speciali, puși chiar la începutul cărții. E ca și când, într-o povestire cu care noi suntem obișnuiți, se începe cu formula deja împământenită, s-a făcut că, sau pe vremea când, sau a fost odată ca niciodată. Numai că asta deja are o anumită conotație de legendă sau de fapte care nu sunt neapărat istorice. Aici Vaihi are un astfel de caracter de a introduce o narațiune și uneori poate să meargă subînțeles, alteori am preferat să-l traduc cu formula s-a făcut că. S-a făcut că atunci când Avram a sosit, că vo, când a sosit Avram în Mitzraim, în Egipt, egiptenii, vedeți că aici Mitzraim este folosit în două feluri, în două sensuri, odată ca și țară și odată ca plural pentru locuitori. A doua oară, Mitzraim este împreună cu un verb la plural. Asta înseamnă că forma de plural a substantivului definește o entitate, o mulțime, care reprezintă subiectul pentru verbul de la plural. Egiptenii au văzut-o pe Sara. Ok? Acum, aceste forme de vaitol, cu cât vom avea o narațiune, cu cât vom avea mai multe forme de vaitol, cu atât narațiunea va fi mai lungă, mai neîntreruptă. Ea însă poate să fie mereu întreruptă. Și asta nu e nicio problemă. Numai că trebuie să știți, regula este ca o narațiune neîntreruptă să aibă tot timpul la începutul propozițiilor care se succed verbe la vaitol. Aceștia reprezintă, de fapt, firul narrativ. Este ca și un fel de schelet al unui organism. Pe el, după aceea, se prind toate celelalte lucruri. Da, aici zice, e Sara. Aici. Oh, pe soția, pe soția, pe femeia. Au văzut-o pe femeie. Să vedem în 12 cu 14 dacă am copiat eu bine. Da, au văzut pe soția, pe femeia, că este frumoasă. Ar trebui să o pun în paranteză, pentru că am subînțeles acolo. Hai să mergem pe pagina cealaltă, să vedem cum o secvență narrativă de felul acesta este fragmentată, la un moment dat, de intervenția unui personaj, intervenția verbală. Exemplul 3. Vayavor Avram ba'aretz ve'haknani az ba'aretz.
Vaiera Adonai el Avram vaiomer. Până aici toate propozițiile încep cu vaitor. Mai puțin a doua, acolo unde de regulă traducătorii pun informația asta ca și una parentetică între paranteze, ca și cum se umple un vid, a traversat țara, a intrat în țara, a traversat-o, a parcurs-o, dar țara nu era pustie. Cananiții, se subînțelege verbul aici, erau în țară atunci. Domnul i s-a arătat lui Avram și a zis, și acum încă o obstrucție, Dumnezeu însuși începe să vorbească și zice, Lezar aha, eten et haarets hazot, va iben sham mizbeach. Și aici vedem cum deja iar avem vaitor și narațiunea se continuă. Practic, am putea să punem această narațiune de forma următoare. Deja avem aici o cartografiere pragmatică de care am vorbit. Avem verbul vaievor. Dedesubt avem o altă propoziție, veha kanani. Îl punem puțin mai în interior. La același aliniament punem următoarea propoziție. Va era, va iomer. Urmează altceva care nu este pe secvența aceasta strict narrativă și îi spune Dumnezeu Zareha. Și apoi zice mai departe că Avram a construit va Iben, a construit acolo un altar. Vedeți, secvența narrativă se vede cum progresează, a traversat, Dumnezeu zice că i s-a arătat acolo, i-a vorbit și Avram a construit. Asta este modul în care narațiunea progresează. Pe parcurs se întâmplă ceva. Apare o contribuție a naratorului, ne dă un indiciu, că pe atunci țara era locuită de cananiți. Apare conținutul vorbirii directe a lui Dumnezeu, dar narațiunea, când eu ar fi să o povestesc sau să o repovestesc, ar putea foarte bine să mă concentrez asupra acestor verbe. Sunt diverse tipuri de povestitori. Unii încearcă să te copreșească toate detaliile și să-ți dea și altele în plus. Dar o povestire strictă ține cont de modul în care progresează evenimentele. Cine, ce face, cui. Okay? Și pentru asta am nevoie de aceste verbe. Ok. Acum, ce se întâmplă când avem un verb de forma vaitor care este negat? Mai ajuns aminte? Verbele de tip vaitor obligatoriu trebuie să fie pe prima poziție. Nu poți să întâlnim un verb vaitor în poziția a doua, a treia, a patra sau nu știu câta din propoziție. Ele întotdeauna sunt la începutul propoziției. Nu suferă să fie în altă parte. Dacă sunt negate, ce vine înainte când negăm o propoziție, un verb? Vine negația. Vine particula negativă. Dintr-o dată, vaitor trece pe poziția a doua. S-a desfințat norma despre care tocmai am spus. Deci dacă o formă verbală care în mod natural ar trebui să fie de vaitor este negată, ea se transformă în ictol. Pentru că e negată. Are un lo în față. Are o negație. Exact lucrul ăsta vedem în exemplu 4. Acolo din capitolul 19 cu 33 se citează și spune Vatashkena et aviem yahin. Este o formă de feminin plural. Ele au dat de băut sau au făcut să bea o formă de pil tatălui lor vin. Balai lahu. Asta e aceeași propoziție. Vatavo habehira, cea din tâi născută, cea mai vârstnică, a intrat. Vatishkav et ahia. Și s-a culcat cu tatăl ei. Veloia da.
B și va. UB, UB, UMA. Dar nu a realizat nici la culcarea lui, nici la trezirea. Vezi că e verbul lo ia da, este e rădăcina ia da, are negația lo în față, din cauza asta nu poate să fie vaitor. Dar este tot partea lanțului narrativ. Și avem, l-au făcut să bea vin, a intrat, s-a culcat, nu a realizat. Astea sunt cele patru verbe care sunt în secvență. Bun, deci, o să facem un exercițiu astăzi pe text și o să lucrăm cu textul evreiesc, o să vă aduc copii Xerox și o să ne zbatem cu el, să identificăm formele de vaitor. Sunt multe situații în care interferează tot felul de alte tipuri de text. Și de la exemplul 5 încolo avem astfel de situații în care apare o benedicție, de exemplu, în Geneza 14 cu 19. Narațiunea este întreruptă ca să dea loc unei binecuvântări pe care preotul Melchisedec o aduce. Vaieva Reheu, Vaiomer. Sunt două verbe unul după altul. L-a binecuvântat și a zis. Și apoi urmează conținutul binecuvântării. Este cumva impropriu să pui și verbul a binecuvânta și verbul a zice, ca și când ar fi două verbe în secvențe distincte. O să vorbim la timp potrivit despre situația asta. De obicei, în cadrul citării, atunci când se pregătește a se cita cineva, pot să apară în mod excepțional chiar și patru verbe de vorbire. El a luat cuvântul, l-a binecuvântat și a zis. Sunt trei verbe, nu se avansează narațiunea niciun fel, doar se pregătește momentul solemn al rostirii. Și din cauza asta aici apar două verbe de vorbire, dar acțiunea nu progresează, nu se întâmplă nimic, doar că ni se detaliază în ce fel este zicerea respectivă. Și apoi urmează Baruch, Avram, Le'el, Elion, Koneh, Shamai, Va'aretz. Mi se dă conținutul propriu-zis al binecuvântării. De obicei, aceste binecuvântări împrumută tiparul poeziei. Aici este prea scurt să ne dăm seama din prima, însă există un anumit echilibru, un anumit ritm, uneori există paralelism, există figuri artistice mai mult folosite. Aici este doar un exemplu succint. Uitați-vă în exemplul 6, acolo unde Îngerul vorbește cu Agar, cu mare o profeție, și din nou se face apel la o structură care aduce mai degrabă aminte de poezie. Vaiomer la Malach Adonai, Îngerul Domnului i-a spus, și apoi urmează conținutul vorbirii. Narațiunea stagnează acum, de fapt, dialogurile creează și senzația aceasta că narațiunea stă, se oprește, timpul nu mai s-a oprit în loc, nu mai progresează niciun fel, și conținutul zicerii ne este redat apoi pe mai multe linii. Iată ești însărcinată și vei naște un fiu. Deja apare paralelismul. Îi vei pune numele Ismael, pentru că Domnul a aflat de întristarea ta. El va fi un om neîmblânzit, mâna lui va fi împotriva tuturor, mâna tuturor va fi împotriva lui. Aici există foarte clar paralelism. Și va locui în prezența fraților săi. Sunt multe alte situații, chiar și narațiunile despre Avram, dar sunt multe situații pe parcursul cărților narrative unde povestirea se întrerupe. Pentru diverse motive. Unul ar fi ca personajele să poată vorbi, un altul ca naratorul să ne dea niște detalii, cum am văzut ca maniții, altul ar fi să ni se dea o listă genealogică, să ni se dea o cântare, să ni se dea o benedicție. Da. Exemplul 7 este o astfel de situație în care chiar la începutul narațiunii sau ciclului narrativ despre Avram,
apare ceea ce seamănă mai degrabă cu o listă genealogică. Singurele verbe folosite aici sunt cele de odrăslire sau de continuare a vieții după care a murit. Sunt trei verbe. A odrăslit, a continuat să trăiască și apoi a murit. Specific genealogiilor. Din păcate, sau din fericire pentru narațiunea noastră, nu se rămâne prea mult de acest tipar. Este doar o introducere, după care se continuă mai departe cu narațiunea. Bun. Hai să luăm ca și exercițiu, adică o să facem asta la ora de seminar, mai bine mergem mai departe acum, cu mărci disjunctive. Și ca să facem o pauză, țin de textele ebraice. Să vorbim întâi de acele elemente disjunctive, deși ele sunt cele mai vechi, despre care am făcut, la care am făcut referire încă de ieri, care vin din tradiția creștină. Ziceam că există în Biblie creștine, încă din Evul Mediu și chiar dinainte, încă de pe vremea codicelor, niște elemente care au fost introduse în manuscrise ca să călăuzească cititorul. Uneori au călăuzit destul de bine, dar au căzut călăuzit pe trasee diferite, în funcție de redactorul codexului respectiv, în funcție de tradiția textuală pe care o reprezintă un codice. E vorba despre împărțirea pe paragrafe, apoi mai târziu pe capitole, pe versete. Am atras atenția că lucrurile astea se cunosc mai ales de prin Evul Mediu, însă chiar și codicele pe care le avem, Alexandrin, Sinaitic, au ceva elemente strecurate acolo de către script, care să sugereze că o narațiune ține dintr-un loc până într-altul. Sunt pauze în text, sunt spații goale pe diverse linii, sunt semne făcute în margine, care tocmai asta pot să sugereze. E foarte interesant pentru cine vrea să studieze cu mai multă atenție, comparând diverse manuscrise, de exemplu, aceeași istorie a lui Avram poate fi citită într-un mod diferit, chiar uitându-te numai la aceste împărțiri ale textului pe paragrafe, în Pentateucul Samaritian, în Codexul Alexandrin sau în Biblia Ebraică. Este un lucru care l-am făcut deja și l-am publicat ăsta în străinătate. Pentru cine știe limba engleză și vrea să rupă dinții în ceva mai tare, poate să-mi spună și o să poată citi. Dar fiecare manuscris a încercat să strecoare acolo propria interpretare. Fiecare redactor al respectivului manuscris a încercat să strecoare propria interpretare cu privire la acea istorie în funcție, și lucrul ăsta se vede în funcție de modul în care a împărțit el textul pe paragrafe. Fiecare comentariu al cărții Geneza vine cu o propunere de împărțire a cărții pe subunități. Noi avem capitolele și uneori poate să ne fie de ajutor, alteori să ne încurce, dar când vine vorba de interpretare, sugestia mea este să nu vă legați prea tare de capitole. Știu că este ușor să îți faci norma de citire în fiecare zi, dacă tu uiți la capitole, azi citiți două capitole, mâine două capitole, că s-ar putea ca acele capitole, care au fost inițial concepute doar de dragul de a facilita referința, să nu conțină o postire integral și mâine să continui lectura cu ceva ce trebuia să citești ieri. Sau astăzi. Deci trebuie să ai multă grijă când te pui la împărțire, cu atât mai multă grijă atunci când propui pentru predicare sau studiu biblic anumite pasaje, pentru că aceste capitole nu sunt coerent împărțite din această perspectivă. Ele au fost gândite într-o altă perspectivă, au contat mai mult criteriile cantitative
ca un capitol să nu fie mai lung decât un altul și să ai o măsură relativ echilibrată de versete în fiecare zi. Deci, nu le lua ca și criteriu. Oamenii care le-au propus, nu pentru asta le-au propus. E greșeala noastră că citim în ele mai mult decât cei care le-au originat, le-au pus acolo. Deschideți la 105 și acolo veți vedea o propunere pe care un erudit evreu o are cu privire la împărțirea cărții Geneza. Și dacă vă uitați cu atenție pe coloana din stânga unde se dau trimiterile, veți vedea că narațiunile pe care el le identifică nu sunt întotdeauna, să zicem, coextensive, nu se suprapun exact cu împărțirea pe capitole. De exemplu, avem capitolele 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24 din narațiunea lui Avram, care se potrivesc cu capitolele care le avem noi. Narațiunile sunt acolo, în acele capitole. Dar narațiunea de început cuprinde capitolele 12 și 13. Deci dacă ar fi fost probabil până la Nabusarna, să fi fost în secolul 12-13, probabil că el ar fi pus aceste relatări într-un singur capitol. Tot la fel 20 și 21. Okay? Și capitolul 22, din punctul lui de vedere, ar trebui să fie împărțit în două. El este împărțit în două la nivel de paragrafe, dar nu la nivel de capitole. Și tot la fel se pot vedea astfel de lucruri și mai târziu, în istoria lui Iacov, când capitolul 28 se găsește împărțit în două, pentru că ar conține două narațiuni, capitolul 29 la fel, capitolul 31 ar trebui să fie împreună cu 32, 30 sau prima parte a 32, 32 restul cu 33, versetul 1, restul din 33 într-altă parte. Deci, vedeți, aici avem, și asta este doar un exemplu, doar o ilustrare, avem diferențe în modul în care se citește narațiunea din Geneza în funcție de împărțirea pe capitole. În tradiția evrească au fost însă alte marcaje care au fost introduse în text. Și din nou, acestea au fost puse acolo pentru a separa o pericopă de o alta, pentru că acele fragmente trebuiau citite în sinagogă, în mod regulat. Și nu întotdeauna ele au urmărit modul în care se desfășoară narațiunea, în mod coerent. Dar oricum, ele sunt acolo și uneori ne pot fi de folos. Geneza se pare că în Palestina și în Egipt se citea în vreo 40 de săptămâni. Fragmentele mai mari erau marcate cu consoanele Peirei și Shin, care înseamnă paraș, sau plural parașot. Paraș înseamnă pericopă. Și le vom găsi în tabel la paginile 101-103. Vedeți acolo cum primul paraș intitulat Bărășit, după primul cuvânt din acest paragraf, din această pericopă, se întinde până în capitolul 6, versetul 8. Okay? Deci avem toată istoria creației, istoria căderii, până la momentul în care, în genealogia lui Adam, până în momentul în care se declară că lumea a fost, găsită de nerecuperat. Al doilea paraș începe de la 6 cu 9 și continuă până la 11 cu 32, la sfârșitul capitolului 11. Și el se numește Noah, după numele principalului personaj. Are de-a face cu potopul. Iar istoria lui Avram este împărțită în trei pericope. De la 12 cu 1. Aici eu n-aș fi de acord să începem istoria lui Avram cu 12 cu 1.
Cred că mai degrabă putem începe de la 11:27. Și avem prima care înseamnă Lech-Lecha. Și din nou cuvintele, primele cuvinte pe care Dumnezeu îi le comunică lui Avram, nu sunt chiar primele cuvinte din capitolul 12, care înseamnă iată și te duc, sau du-te de grabă. Lech-Lecha. Du-te de grabă. Capitolul 18 la 22 sunt o altă pericopă. Și capitolele 23 la 25 cu 18 sunt o altă pericopă. Viața Sarei a fost de atât, este incidentul de deschidere a acestei pericope în îngroparea Sarei și apoi finalul vieții lui Avram. Acum, dacă ne uităm la aceste pericope, veți vedea că pe traseu, în Biblia ebraică, mai sunt și alte semne. Un samet pus din loc în loc, care fragmentează din nou. Și vedeți în tabelul ăsta, rămânând la istoria lui Avram, cum fiecare pericopă mai mare, de exemplu 12 cu 1 la 17 cu 27, este împărțită în 5 fragmente. Acum, când le vezi pe toate astea în text și te duci la textul ebraic să lucrezi, pentru a citi narațiunile, le vezi pe toate fragmentate acolo, incluse acolo, un pe, un same, un paraș, un same cu coroană la început. Trebuie să te gândești, oare oamenii ăștia au intuit ceva mai mult decât un criteriu cantitativ, să alegem 50 de versete până aici? Au intuit mai mult de atât? S-au uitat poate și la construcția intrigii din narațiune? Trebuie să le iei în calcul. S-ar putea să sugereze ceva interesant. Okay? Deci eu nu zic că ele sunt lipsite de greșeală. Ce zic este că ar merita să te uiți cu atenție și acestea uneori s-ar putea să se dea o idee bună. Da, deci vedeți că în această împărțire, capitolul 12 împreună cu 13 stau împreună. Ca parte a primei pericope, Lech-Lecha. În tradiția noastră creștină, noi le citim fragmentat. Capitolul 12 avem două incidente, în capitolul 13 avem unul. Dar oare e posibil ca ele trei să fie cumva legate de o manieră ceva mai intimă, mai apropiată, au ceva în comun? Când o să ajungem să vorbim despre personaje și intriga narațiunii, acolo vom avea mai mult de lucru cu aceste frământări. Apoi vedeți că pe a treia coloană, a patra în cazul nostru de fapt, că prima este doar cu titlu, pericopa Lech-Lecha este împărțită în 5, iar prima dintre aceste 5 este și ea la rândul ei împărțită în 2. 12 cu 1 la 9, la fel cum avem și noi. 12 cu 10 până la 13 cu 18, cum noi nu avem. Din nou se sugerează că al doilea incident are legătură cu al treilea. Ok? Deci aceste nesuprapuneri cu tradiția creștină ar trebui să ne tragă un semnal de alarmă că s-ar putea cineva să fi văzut altfel, s-ar putea ca cineva să fi văzut și bine. Ia? Noi așa știm, că Avram s-a dus în Egipt și ce a făcut el acolo nu are nicio legătură cu despărțirea lui Avram de Lot. Oare? Din moment ce în versiunile noastre de lucru avem împărțirea asta pe paragrafe, unii nici nu mai ridică problema asta. A făcut-o cine a făcut-o bine? E necesar să o gândim în felul ăsta? Ce legătură este între una și cealaltă? Ok. Dacă aveți întrebări despre lucrurile astea cu care am vorbit, există alte elemente la nivel intern, chiar în structura internă a povestirii, pe care le vom lua în discuție după pauză, ce fac trecerea de la o situație la alta, de la un incident la celălalt, ele sunt chiar acolo. Și pe acelea nu avem voie să le pierdem. Dacă pe toate celelalte le putem desconsidera sau va trebui să le dăm un răspuns, dacă le desconsiderăm, că sunt de natură liturgică și nu vizează neapărat împărțirea textului în funcție de evoluția intrigii sau alte lucruri de felul ăsta,
Elementele care sunt incorporate în text și care sugerează tranzițiile astea, care le marchează, pe acelea nu avem voie să le pierdem. Dar, din nou, e mult mai ușor să le observi în textul evreiesc. Multe dintre ele, însă, sunt traduse în românește și în orice altă limbă, acestea sunt elemente care fac, marchează tranziția dintr-un dintr-un fragment narrativ înspre altul, dintr-un episod într-altul, dintr-o scenă într-altul. Hai să mergem mai departe cu mărcile disjunctive textuale, cum le-am numit, adică acele elemente care marchează întreruperea narațiunii chiar în textul original. Sau și în traducerile noastre, multe dintre ele au fost conservate. Disjuncția sau separarea, ruperea, este cel mai simplu marcată atunci când constatăm că se schimbă cadrul spațial, temporal, atunci când apar personaje noi, atunci când este inserată o contribuție mai specială a narratorului. Hai să discutăm lucrurile acestea pe rând. Deja am prezentat exemplul cu Baihi. Este posibil ca această marcă disjunctivă să apară nu numai la începutul unui text narrativ, ci chiar și pe parcursul narațiunii. Autorul folosindu-se de această marcă pentru a face o turnură în povestire. Pentru a introduce un personaj, un nou spațiu temporal, o nouă locație, un nou timp al desfășurării acțiunii. De exemplu, avem Geneza 25:20, exemplu numărul 8, la pagina 93, și ni se spune așa: Vaihi Itzhak ben Arbaim Shana. Putem traduce pe când Isaac avea 40 de ani, sau simplu, Isaac avea 40 de ani. Și imediat după aceea, ni se spune, folosindu-se o construcție de infinitiv construit cu prepoziția B, B kahto et Rivka bat Betuel ha arami mi padan aram. Și cum traducem formula asta de infinitiv construit cu prepoziție? Când el a luat pe Rebecca, fata lui Betuel, arameul din padan aram. Avem particula Vaihi și ea este imediat urmată cu o referire ceva mai exactă la un anumit incident. Particula asta Vaihi o putem folosi în diverse feluri. În exemple următoare o vedem sublinind evenimente care se petrec simultan. De exemplu, în 26:1, Geneza 26:1, Vaihi ra'a ba'aretz. Dacă mai veniți așa ora viitoare, nu veniți afară, să știți clar. Nu veniți la 10 minute după mine. Pe când a fost o foame din țară. Vaihi ra'av ba'aretz. Nu mi se spune prea mult, dar aici mi se prezintă contextul în care ce urmează se petrece. Pe când a fost o foame din țară este o propoziție subordonată, incompletă, nu ne comunică nimic. Ce s-a întâmplat? Ți se deschide apetitul să afli că urmează să se întâmple ceva sau s-a întâmplat ceva. Vaielech Itzhak el Abimelech. Isaac s-a dus la Abimelec. Dacă s-ar fi zis simplu, Isaac s-a dus la Abimelec, chiar și era cumva trunchiată informația și puteai să trăiești cu lipsa asta de informație. Dar cele două se suprapun foarte bine. Pe când în țară erau foamete, Isaac s-a dus la Abimelec. Prima este subordonată celei de-a doua. Vedeți cum particula Vaihi introduce o schimbare de context. Introduce un nou incident sublinind o situație nouă. A fost o foame de țară. Și atunci
Isaac s-a pus la drum să meargă să discute ceva cu Abimelec. La fel și în exemplu 10, Vaihi lo micne tson, umicne vacar, va avudara va. În mod simplu, s-a făcut cu el cu multe turme de toate felurile acolo și mulțime de slujitori. Vaie caneu oto pelistin. Pelistenii l-au invidiat, s-au purtat ură. N-au niciun asens de sine stător. Ele se subînțărțe, completează reciproc. Îi se întâmplă ceva unuia, lui Isaac, se întâmplă ceva cu ceilalți, dar cele două au legătură. Pe când Isaac sunt acțiuni simultane, sau unul cauzează pe cealaltă, poate mai corect ar fi spus, unul primește bogăție, mulțime de turme și de sclavi, și ceilalți se uită și sunt invidioși. Când Isaac a îmbătrânit, literalmente tradus, ochilor lui le-a slăbit vederea. Aici putem vedea simultanitate, mai bine, când a ajuns la o vârstă înaintată, deși nu se dă vârsta, se dă constatarea că și-a pierdut vederea. Exemplul 12, când a văzut Iacov pe Rahela, Iacov s-a apropiat. Și vedeți cum narațiunea continuă, a rostogolit piatra, a adăpat urmă. Dar totul începe cu Vaihi ca Asher. Vaihi din nou și sunt tot felul de alte construcții, cum este și asta, care se construiește pe marginea plurimelui relativ Asher, cu cheie în față, care pot suplini modul de adresare în cazul acesta. Bun. Deci avem Vaihi în diverse feluri, la început de narațiune, la început de carte narrativă, la început de narațiune și chiar și la începutul unor fragmente din narațiune. Când apare, trebuie să te gândești ce rol are aici, că nu apare în întâmplare. Poate să fie unul dintre acele momente în care autorul chiar marchează prin acest Vaihi trecerea de la o secțiune a narațiunii la alta, despre care o să vorbim curând, care sunt acele secțiuni, cum se numesc, s-ar putea numai să scoată în evidență un detaliu. Că, la fel ca și în cinematografie și în narațiune, autorul, prin intermediul unor particule, poate să focalizeze camera pe un detaliu. Și atunci zice ceva de genul ăsta cu ajutorul unui Vaihi. Întotdeauna când apare un Vaihi, trebuie să fii cu atenția alertă. De ce a folosit-o? Cum înțeleg lucrul ăsta în raport cu celelalte din față, din spate? Acum, următoarele trei exemple îl avem pe Vaihi mai către fiind folosit Vaihi pentru a marca ceva mai de la sfârșitul unei povestiri. Ceva ce ține loc de concluzie, de marcarea unui final. Dar poate să fie concluzia unei scene, a unei subunități foarte mici. De exemplu, Vaihi Ahreimot Avram Va-Yevareh Elohim et Yitzhak Beno Va-Yesher Yitzhak Im Be'er Lachai Roy. S-a făcut că după moartea lui Avram, sau pur și simplu după moartea lui Avram, Dumnezeu a binecuvântat pe Isaac fiul lui, iar Isaac s-a așezat, s-a stabilit la fântâna Lachai Roy. Încheie, suntem la sfârșitul narațiunii, dar aici, din nou, se schimbă ceva, adică un personaj este scos, este introdus un altul pe scenă, se introduce chiar și un nou spațiu, un nou cadru spațial, suntem la fântâna la Hairoi, toate lucrurile astea contează. La fel și celelalte exemple de acolo, concluzia este că atunci când îl găsim pe Vaihi, trebuie să fim atenți. O altă
marcă disjunctivă, poate chiar o formulă ceva mai complicată, este atunci când în locul lui Vaitol avem o construcție aparte, așa numită Vav X Catal, care îi se pot asocia tot felul de alte structuri. Ce înseamnă un Vav X Catal? Așa cum îi spune numele. Este un... Aici avem un Vaitol, un Vav, care se atașează unei forme de itol. Aici avem, din păcate, avem un Vav X Catal, care înseamnă că avem o formă verbală de catal sau de perfect, o altă unitate numită X, de regulă este un substantiv, și un Vav care precede. Deci în loc de Vav, de Vaitol, avem un Vav pus unei substantiv sau alte forme decât un verb, înaintea unui verb de, cu forma de catal. Normal că dacă verbul nu mai poate să fie la început de propoziție, nu mai poate să fie Vaitol. Și atunci se face alterarea aceasta. Să vedem câteva exemple și o să înțelegeți mai bine. Exemplu 16. Vaya Veyakov Allah le darho. Va irgu vo malhei Elohim. Ar fi putut să zică Vaielech, Iacov, Iacov s-a dus pe drumul lui, dar autorul a găsit de bine să facă altfel. Să-l pună pe Iacov la început. Și a pus verbul unde i-a mai rămas loc, al doilea în propoziție, și în felul acesta a tras atenția despre personaj. Nu s-au întâmplat lucrurile în mod natural, mai departe, el vrea să scoată în evidență pe Iacov. Și aici avem Vav, cu Iacov și verbul la catal. De Iacov, halach. Și aici este tradus ca și când acțiunea exprimată de prima propoziție se petrece simultan cu acțiunea celei de-a doua propoziție. De aia este tradus pe când Iacov s-a dus pe calea lui, l-a întâlnit Îngerul lui Dumnezeu. Este o relație între cele două, chiar dacă sunt propoziții principale, ele sunt într-o relație. Ok? Vedeți acolo Vavix Catal. Exemplu 17. Verivka Shoma'at Bedaber Isaac El Esav Beno. Deci aici avem acțiuni simultane. În prima propoziție subiectul care face acțiunea este Rebecca și ea ascultă, dar uitați-vă că nu avem verb la Vaitol, și este întâi subiectul și apoi verbul. Verivka Shoma'at. În a doua propoziție, subiectul este Isaac și acțiunea care o face este vorbirea cu Esau, pe când Rebecca, pe când Isaac vorbea, Rebecca asculta. Sau exemplul 18, Velaban halach ligzos et zorno. Laban este din nou la cap de propoziție, în loc să fie verbul, are conjuncție în față și este verbul la catal, halach. Propoziția a doua, altcineva face acțiunea și din nou cele două acțiuni se petrec simultan. În timp ce Laban își plângea oile sau turma, din coace zice Vatiknov Rahel. Vedeți că avem Vaitol. Aici toate sunt normale. Rahela este subiectul. Fură et ha terafim asher le avia. Terafimii care erau ai tatălui ei. Ok. Aici avem acțiuni simultane. Probabil că exemplul 19 ar trebui tradus mai degrabă cu evidențierea unui detaliu.
Narațiunea merge, dacă vă mai aduceți aminte, incidentele din capitolul 31, după ce Rahela fură, Laban își adună oștirea cu rudele, cu familia, se pun pe urmele lui Iacov, îi ajung din urmă. Și acum, reținut fiind de vedenia din timpul nopții cu îngerul care i-a zis să nu cumva să-l supere pe Iacov, se abține să facă ce intenționase inițial, avea alte gânduri mai năstrușnice, și acum să ia de Iacov. După cearta de vorbe, ajung să agreze o soluție, de pe un acord. Va face o percheziție. Dacă va găsi terapimii, îi baie. Și acum zice, Verachel laha et ha terapim. Este ca și cum autorul ne spune nouă conspirativ. Asta nu e prima oară. E prima oară când îi se spune că Rahela luase terapim. Nu, mi s-a mai spus în 31 cu 19. În 31 cu 19 mi se spune că Laban era cu oile, Rahela a furat terafim, exact un exemplu dinainte. Dar acum ni se aduce aminte același lucru. Ca și cum, în felul acesta, autorul încearcă să crească tensiune narrativă. Noi care suntem cu camera pe Laban, care începe să facă percheziția, el ne zice, Rahela a adus aminte, a furat terafim. Acum a ajuns la Rahela. Ok? Dintr-o dată se face o reorientare a camerei înspre Rahela. Și mi se dă un detaliu suplimentar. Zice că îi pusese în sarmalul camilei și s-a așezat deasupra lor. Acolo mai avem un verb, vateșer, care este tot la vaitor. Deci narațiunea continuă, dar aici autorul a rupt firul narrativ să ne dea printr-o construcție din Vav Instratal o focalizare de genul acesta, un zoom-in, să ne concentreze detalii asupra atenția asupra acestui detaliu sau unui personaj pe care l-am mai văzut înainte și care e important pentru ce se întâmplă. Încă un exemplu din 33:3, Behu Avar Lifneem. Avar este verbul, este la catal și în poziția aceasta numită X avem un pronume. În locul unui substantiv propriu îi se dă un pronume. Dar el a traversat înaintea lor și s-a închinat până la pământ de 7 ori, până s-a apropiat de fratele său. Bun. Deci asta este formula de tip Vav Instratal. Ați încercat să o înțelegeți, ați înțeles-o, mai aveți probleme, să o pricepeți. Deci este o formă verbală tip Instratal, neobișnuită pentru o narațiune, pentru că narațiunea avem vaitor, dar aici, în locul întâi, în propoziție, a fost pus o altă unitate morfologică și sintactică, subiectul, în mod natural ar trebui să fie predicatul. Lucrul ăsta se întâmplă numai în propozițiile unde avem un verb reprezentat printr-un predicat, reprezentat în participiu. Acolo e natural să fie subiectul întâi, dar în alte propoziții cu verb predicativ, nu e necesar în locul întâi să fie o altă particulă decât o altă un alt cuvânt decât cel care are funcție de predicat. Bun, în fine, mai avem și alte structuri. Bună oară, repetițiile. Dacă o anumită structură se repetă cu parcursul unei narațiuni, este un semn că autorul vrea să atragă atenția asupra unor lucruri. Care sunt lucrurile la care vrea să atragă atenția? Asta rămâne să discutăm. Asta rămâne să discernem. Oricum, cam toți comentatorii în ultima vreme, nu cred că mai este vreunul care să
uite să discute lucrul acesta, comentatorii sunt de acord că această formulă, eletor de tot, care apare de 10 ori la rând pe parcursul cărții Geneza, nu este pusă la întâmplare. Diferă însă interpretarea pe care o dau aceste repetiții. De la istoriile din primele 11 capitole despre Geneza Universului și istoria lui Noe și de la Babel, până și în istoriile patriarhii, din loc în loc, apar aceste formule. VLE, Toledot și apoi ni se dă un nume. Ce vor fi vrut ele să reprezinte, să marcheze? Sunt comentatori ca și Van Gemeren, de exemplu, care se uită la ele și văd că Avram se află în centrul acestui lanț de repetiții, ca și cum Avram este pilonul central al unui pod cu două arcade, care face tranziția începutul lumii, între începutul lumii și temerea lui Israel ca și popor. Da, e o chestie interesantă. Nu știu dacă asta a fost neapărat intenția redactorului final al cărții Geneza, să zicem. Dacă cineva și-a băgat mâna acolo ca să iasă fix lucrul ăsta. Însă ce mi s-a părut mai interesant a fost interpretarea lui Weizmann, fiul său a ajuns academician în Academia Regală din Marea Britanie. El nu a fost o persoană atât de academică sau de savantă pe cât a fost fiul său. Dar a avut niște idei foarte interesante și a lucrat multă vreme prin Mesopotamia, prin Irak, Mesopotamia de altă dată. S-a familiarizat și a fost pasionat de cultura și civilizația mesopotamiană. Deci a făcut niște observații în cunoștință de cauză. Și printre observațiile sale sunt și următoarele. Au mai văzut și alții după el lucrul acesta, că și înainte de el chiar, dar el i-a dus observațiile mai departe. Anume, că narațiunile din prima parte a cărții până la istoria lui Iosif se aseamănă mult mai bine ca și formă, ca structură și chiar și ca tematică de narațiunile specifice Mesopotamiei, pe când istoria lui Iosif se aseamănă din aceleași considerente de istoriile și de narațiunile din Egipt. Și acum ne putem gândi din ce cauză. Nu? Pentru că istoria lumii începe în Mesopotamia, primul întemeitorul familiei evreilor este de origine din Mesopotamia. Pe când Iosif este deportat în Egipt, ajunge mare conducător al Egiptului și toată familia sa se emigrează din Egipt. E natural cumva ca aceste influențe să le regăsim în aceste fragmente de carte. În prima parte, până la 36, influențe să fie mai notabile dinspre Mesopotamia, pentru că sub impactul culturii și civilizației mesopotamiene s-a frământat familia lui Avram, sau s-a frământat începutul națiunii evreilor, pe când în a doua parte a cărții, de la 37 încolo, influența să fie fost mai notabilă, influența mai notabilă să fie fost din partea Egiptului. Suntem în sfârșit în Canaan, ne-am detașat ușor-ușor pe parcursul multor zeci de ani acum de tot ce a însemnat Mesopotamia, este o nouă familie, Isaac a fost omul de tranziție, Iacov a trăit aici și cel mai probabil și-a învățat copiii în tradiția educației egiptene, pentru că Egiptul era foarte influent în Canaan. Deci e absolut normal să fie asta. Bun, atunci de ce avem aceste letoledot? Ce reprezintă ele? Și tot Weizmann crede că ele reprezintă finalul unor fragmente literare scrise de cei al căror nume este pomenit aici. Asta este o altă interpretare, pentru că alternativa zice că aceste formule sunt la începutul unor fragmente literare al căror
erou sau personaj principal este cel numit în titlu. Înțelegeți diferența? Sunt exact opuse. Ce vreau să zic că formula aceasta este istoria lui Adam. Se referă la materialul dinainte sau la materialul de după? Aici sunt opinii divergente. Și Weizmann zice că în virtutea literaturii mesopotamiene, aceste formule se scriau la finalul unui text. Și acolo se identificau autorii, data scrierii și alte detalii pe care le considera necesare pentru a fi identificat un document. Ok? Noi avem acum o tradiție care nu știu unde merge neapărat, care zice că acesta reprezintă titlul. Acum ce ne facem între capitolul 37 cu 2, ni se spune că acestea sunt istoriile sau cronicile lui Iacov. Iar Iacov apare doar în două incidente, în toată istoria lui Iosif. E clar că asta nu potrivește. Și atunci vin comentatorii și se dau de ceasul morții să ne explice cum aici este excepție. Și mă întreb eu cum atunci, în atâtea mii de ani, nimeni n-a vrut să schimbe nimic. Dacă toți au fost greșiți. Dacă părerea asta este corectă. Ok? Ați zis că și aici, în 37 cu 2, e vorba de ce-o vă spun acolo. Ce-o vă spun acolo. Prima variantă ar fi plauzibilă. Asta ar fi plauzibilă. Și acum, dacă asta ar fi plauzibilă, avem o altă problemă, în 2 cu 4, unde ni se zice acestea sunt cronicile sau istoriile cerului și ale pământului. Dacă ar fi fost să fie dat autorul, aici cine? Cerul și pământul autorul. Ok. În toate celelalte s-ar potrivi. Aceasta este Cartea Cronicilor lui Adam. Da? Ce a fost înainte, până la 2 cu 4, între 2 cu 5 și 5 cu 1, să fie ceva ce ne-a scris Adam. Și ce ne-a scris Adam? Păi ne-a scris despre modul în care a fost creată femeia, a doua perspectivă cu privire la creația omului. Vă aduceți aminte de el, nu? Merge. Despre cum s-a născut Cain și Abel și ce conflict au avut între ei. E ok. Cum s-a născut Seth. E ok. Genealogia care urmează de la 5 cu 1 se încheie cu finalul acela în care Dumnezeu ia hotărârea. În capitolul 6 constată că umanitatea este rea, stricată și decide să o stârpească. Și care sunt ultimele cuvinte din capitolul 6, versetul 9? Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Aceasta este istoria lui Noe. A, dar ce urmează? Nu-i tot despre Noe. Da, dar uitați-vă cum începe istoria de aici încolo. Să citească cineva 6 cu 10. Noe a născut trei fii, Sem, Ham și Afet. Ok. Pământul a stricat înainte de Dumnezeu, pământul a prinde sănicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul a stricat, că tot și făptură stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis în Noe, sfârșitul lucrurilor este făptut, este hotărât. Ai uitat ceva? Nu, era 6 cu 8, dar noi a căpătat înaintea Domnului și de la 9 trebuia să citească. A, de la 9, corect. Aceasta este istoria lui Noe, prima parte, și imediat după aceea ce Noe a fost un om drept și integru între cei din generația sa. El a umblat cu Dumnezeu. Acum hai să vedem cum se pun împreună 6 cu 8, 6 cu 9. Ele sunt despărțite de aceasta este istoria lui Noe. Perspectiva din 6 cu 8, cum este față de Noe? Cum este văzut Noe acolo? Noe este văzut pozitiv, la fel ca și în cealaltă. Dar aici accentul cade pe Dumnezeu. Care i-a dat milă. Pe când în 6 cu 9 accentul cade pe Noe, care l-a determinat pe Dumnezeu să-l aleagă. Că era integru. Și cele două numai nu se potrivesc împreună. Și la fel ca și cu Moise, care era cel mai blând om de pe fața Pământului, a putut scrie Moise despre sine astfel de lucruri, a putut să scrie Noe despre sine astfel de lucruri. După ce tocmai în 6 cu 8 ne-a zis că a primit milă. Când primești milă, înseamnă că Dumnezeu nu se uită la meritele tale. Dumnezeu îți dă milă. Ok? Deci este plauzibil în acest context că această formulă se refere la textul dinainte. Versiunea lui Noe să fi fost
Eu am fost un nevrednic căruia Dumnezeu a arătat milă și ne-a făcut legătura cu istoria lui Adam prin genealogiile de acolo și modul cum Dumnezeu a hotărât să nimicească pământul. Și apoi fiii lui, despre care spune la sfârșitul, la începutul capitolului 10, 10 cu 1, acestea sunt cronicile fiilor în Noe, Sem și Ham și Iafet, să fi scris istoria care începe cu Noe, era un om integru între cei din vremea lui. Perspectiva este alta. Ei vorbeau despre tatăl lor, pe care l-au văzut la un alt nivel, mult superior de toți oamenii din generația lor. Ok? Și urmează potopul și cum Dumnezeu intră în legământ cu el și cum stirpea umană se duce mai departe. Deci e posibil să ne gândim la această variantă. Ok? Se întâmplă că la sfârșitul istoriei lui Iosif nu mai găsim aceasta este istoria. De ce nu mai găsim? Pentru că acolo avem o alt fel de povestire. Uitați-vă că e ca o nuvelă, nu putem zice că e un roman, că n-are dimensiune în roman, este ca o nuvelă în care se intriga, se întrețese, narațiunea este mult mai complicată decât tot ce am găsit până acum cu istoria lumii, cu Avram, cu Isaac, cu Iacov. Istoria lui Iosif este cu totul altfel. Seamănă bine cu ce ni se spune și găsim în literatura vremii din Egiptul acelor timpuri. La sfârșit nu mai avem niciun fel de final. Suntem sub presiunea, sub controlul, sub influența unei alte literaturi. Aceea egipteană. Ok? Și deloc surprinzător, vârsta la care moare Iosif este... Mai știe cineva? Vârsta deplinei maturități a vieții trăite în mod deplin, la care egiptenii credeau că trebuie să trăiască un om. Un om care a trăit o viață împlinită. Acum, nu știu dacă Dumnezeu a ținut cont de asta. Eu cred că am murit la 110 ani, dar cred că asta a fost un semn pentru toți egiptenii. Până asta a fost un mare om. Dar influențele merg mult mai departe de atât. Îi vedem cum se poartă, cum se îmbracă, cum vorbesc. La un moment dat suntem intrigați de faptul că Iosif înscenează niște lucruri și se dă ca un descântător care are tot felul de chestii în recuzită, care țin de cultul păgân din Egipt. Asta este. Era în Egipt. Și poza bine. Dădea bine în discuția cu frații săi, chiar i-a pus pe toți de nas. Deci suntem într-un alt context, într-o altă cultură, sub altă influență. Și întrebarea suplimentară ar putea să fie cum de a ajuns Iosif în casa lui Potifar așa de rapid, deși era un sclav tânăr. Deci un om care, afară de faptul că era atrăgător la chip, a mai putut să ofere ceva, așa încât Potifar să îl pună sclavul cu cea mai înaltă responsabilitate în gospodăria lui. Trebuie să știu să scrie, să citească. Și nu în limba părinților lui de dincolo de Eufrat, ci în limba stăpânitorilor de lângă Nil. Unde a avut el timp să învețe asta? În gospodăria tatălui său. Unde a avut? El a stat acasă. Se ducea cu oile din când în când, doar ca să afle ce mai fac frații lui, ce mai pun la cale. Lui tatăl său i-a cumpărat o haină specială, despre care cred că este mai degrabă o haină cu mâneci, nu o haină multicoloră. Era un semn în toată lumea că omul ăsta nu avea menirea să muncă capul, să-și bage mânecile prin lapte. Și era un om care avea să aibă alte preocupări. Era pentru toată lumea evident că omul ăsta nu urma să fie un sclav ca ei, ci urma să fie un intelectual. Și așa se face, cred, că în momentul în care a fost dus acolo și vândut pe nimica, nimeni n-a știut cât îl duce capul, nu i-a trebuit prea mult, ca nici după ce a ajuns în pușcărie, oamenii să-și dea seama că omul ăsta știe mai mult decât să dea niște semne pe răboș cu briceagă. Dar știe să s-o fătească, știe să facă. Ce crezi că i-a dat în grijă toată pușcăria? Trebuia ținută evidențe, trebuiau făcute statistici, trebuiau date... făcute scrise documente. Egiptul era un stat funcționăresc. Nu mergea numai că ești băiat din baci care știi că la ăsta îi dai astăzi numai pită și apă, la celălalt nu-i dai nimic.
El nu intervenea în afacerile de cine în ce celulă stă și ce primește fiecare. El avea în grijă organizarea pușcăriei. Din ce cauză? Pentru că știa să vorbească și să scrie, de fapt. Da. De o manieră elevată. Tocmai în vremea asta, până când evreii se stabilesc în Canaan, pe vremea lui Moise, Egiptul avea o influență foarte puternică resimțită în Canaan. Avea o garnizoană în Canaan, cultura Canaanului era una egipteană. Influența Canaanului mergea până la Eufrat, până în nord. Lucrurile acum erau sub suzeranitatea Egiptului. Era normal să fie așa. Se vor schimba lucrurile cu timpul, mai încolo. Se întâmplă ceva pe vremea când poporul evreu emigrează, că atunci Egiptul cunoaște, Dumnezeu așa lucrează, cunoaște o slăbire a autorității în zonă, sunt regi mai slabi, hitiții vin cu forță din spre nord și au în loc niște confruntări puternice, Canaanul este între Jucan și Nicovală, nu se știe sub influența cui este până la urmă și acum vin și se inserează în teritoriul canonit evrei, apărut de nicăieri, despre care toată lumea credea că s-au vinut prin pustie, apar într-o zi la porțile Canaanului și termină pe toți. Așa a lucrat Dumnezeu. Deci e posibil ca aceste repetiții în textul nostru să sublinieze originea documentelor, chiar. Și atunci, când Avram a transmis mai departe moștenirea pe care el a avut-o de la părinții săi, el posibil să fie avut niște documente care le-a lăsat lui Isaac, Isaac le-a lăsat lui Iacov, Iacov le-a lăsat lui Iosif. Pentru că atunci când Moise vine în Egipt, zice, eu sunt Dumnezeu strămoșilor voștri, a părinților tăi, Avram, Isaac și Iacov. Vă aduceți aminte de ei? Zice, da, ne povesteau bătrânii la gura focului niște legende cu... Asta au zis. L-au identificat imediat. Unii amână atât de mult revelația Genezei până la momentul în care Moise a ajuns pe Sinai. Oare? Atunci cum s-a păstrat identitatea națională a acestui popor? Cum a știut Moise să aleagă între a fi urmașul lui Faraon și a fi urmașul evreilor de altă dată? Ce anume l-a determinat să se identifice atât de mult cu poporul ăsta? A fost doar o chestie așa subiectivă, emoțională, de a se ralia cu un popor oprimat? Sau a fost mai mult? A fost ceva legat de demnitatea de a fi evreu? Dom'le, noi suntem ăștia cu care Dumnezeu a lucrat. Noi avem o țară promisă. Noi vrem să mergem acolo. De unde a știut el asta? Deci eu n-am nicio problemă să-mi imaginez că aceste informații pe care noi le avem în Geneza s-au transmis din generație în generație în formă scrisă. Că semiții de la Adam încoace, n-au trebuit să fie maimuțe care s-au coborât din pom și care au învățat scrisul în cele din urmă pe vremea lui Ezechia sau nu știu la cui. Ci au știut să scrie de la început și s-au îndelemnicit cu astfel de preocupări. Vreau să întreb, pe vremea lui Iosif, când era în cortul tatălui său, cum învățați el limba egipteană? Păi tatăl său era un om cu stare, cu dare de mână. Nu erau săraci care aveau 5 oi și trăiau în fiecare zi din ce reușeau să vândă sau... Nu, dar erau numai, nu erau așa... Da, dar erau un prinț. Hitiții au zis, tu ești un prinț printre noi, cere ce vrei și noi îți dăm. Omul avea mii de capete în proprietatea lui, avea sute de sclavi. Omul ăsta era o fabrică de venit. Avea resurse, putea să-și... Avea o sclavă, când a coborât în Egipt prima dată, a sfârșit cu, printre alte lucruri, cu alte, tot felul de proprietăți și cu sclav. Una dintre ele a ajuns sclava Saraiei, egiptean Gagar. Cu siguranță mai avut și alt sclav care știa egipteană. Și l-au dat pe tutore, l-au dat pe Iosif, pe una acestor tutori, care l-au învățat cultura, limba egipteană. Ce s-a întâmplat cu Daniel și cu copiii, băieții mai înstăriți, mai isteți, care au ajuns în Babilon? Au învățat cultura și civilizația egipteană, inclusiv cum se citească în stele. În Babilon. Am zis altceva? Da. Ok. Deci, același lucru s-a întâmplat și aici. Influență. Oamenii, evreii întotdeauna au știut să învețe tot ce se poate învăța.
De curând un evreu a câștigat premiul nou pentru chimie. Păi de unde vin banii în lumea asta? Hai să vedem. Investim acolo, învățăm. E bani în cinematografie, facem cinematografie. Suntem stăpânii de pe asta. Au știut băieții, domnule, Egiptul este suveran, ne dăm cu Egiptul, atâta cât se poate. Nu-i lăsăm pe egipteni să ne învețe cum să ne închinăm, da? Învățăm tot ce este de învățat. Cultură, civilizație egipteană. Ne punem la punct. Dar nu am învățat cultură și civilizație amorită. Păi el m-a... Da, am învățat ce era mai de preț, ce mai era mai valoros. Vreau copilul meu să ajungă acolo sus. Nu-l învăț să noate, să mungă capre și de astea. Că ceilalți. Și toți au văzut lucrurile astea. Și de asta i-a lovit la inimioară, cu ranțiună. Da, deci, la un moment dat te poți întreba dacă nu cumva visele astea s-au născut în mintea lui Iosif din visarea lui, și așa, naturală. Dar până la urmă nu, se pare că Dumnezeu a fost acolo. Dumnezeu a fost acolo. Și l-a coordonat înspre împlinirea acestui țel. Dar avea toate împrejurările, toate circumstanțele necesare ca un astfel de copil să ajungă să se imagineze bunicul pământului sau mare lume. Pentru că toată lumea a tratat în felul ăsta, mai puțin frații. Ok, acum ar mai fi și structuri corespondente. Acestea sunt la nivel macrostructural, să zicem, la nivel mai mare. Avem tot felul de elemente care se pot repeta sau care repetă idei, teme dintr-un loc într-altul. Și vă puteți uita la pagina 98. O structură aproape perfect paralelă pe care o găsește Rendsburg în 86 la nivelul primelor 11 capitole ale Genezei. Și vedeți cum toate se repetă, își găsesc corespondent în a doua jumătate a cărții. Creația cuvintelui lui Adam, lui Dumnezeu către Adam, corespund cu potopul, un alt mare, un incident major din istoria primară, și cuvintele lui Dumnezeu către Noe. Tot la fel, avem o listă genealogică cu fiul lui Adam, avem o genealogie cu fiul lui Noe, în a doua parte. Avem dezvoltarea umanității într-o anumită perspectivă. În prima parte avem dezvoltarea umanității într-o altă perspectivă, în a doua parte. Cele 10 generații de la Adam la Noe nu își găsesc ecoul imediat, în același punct, în același loc, cu cele 10 generații de la Noe la Terra, dar ele sunt acolo. Și aici apare pseudo-paralelismul, pentru că aici se alterează ceva. Apare în avans căderea cu turnul Babel, ce corespunde mai bine cu căderea din capitolul 6, cu uriașii și cu oamenii care au greșit. Ce înseamnă nefilim? De la ce vine? Oala asta este o necunoscută. Cel mai aproape probabil că ar fi să traducem cu uriași sau cu giganți. Dar acolo, dacă te uiți cu atenție, spune că pe vremea când s-au întâmplat aceste lucruri, când fiii lui Dumnezeu s-au împurcat cu fiicele oamenilor, trăiau și acești ciudați, uriași. Deci ei n-au fost descendenții naturali ai acestor încurcături, încremnături, între fiii lui Dumnezeu și fiii oamenilor. Așa zic marturile lor. Spune că uriașii trăiau pe pământ în timp ce se întâmpla asta. Deci ăștia erau cu totul altă treabă. Nu știu ce ar putea să fie, dar termenul mi se pare că mai apar o dată și în numer 13. Da, cu în contextul ăla unde 33. Aici poporul refuză să intre prin iscoadele care au fost acolo, cele 10 care n-au fost de acord cu proiectul lui Dumnezeu. Ei justifică
lipsa lor de interes prin faptul că au văzut acolo aceea ce au numit uriași. Acum, e posibil că ei să fi făcut referire la un termen din vechime, care era un fel de bau-bau, și pentru toată lumea era uriași. Ei înțelegeau ce înseamnă asta. Și aici mi se pare că îl folosesc în sensul ăsta de a-i speria pe oameni. Dar mi se clarifică faptul că exista o diferență de statură și mai târziu, când vor ajunge să cucerească Ținutul Amorit, ni se dau detalii despre unii pe care i-au prins, i-au omorât, care aveau niște dimensiuni, într-adevăr, gigantice în raport cu ei. Este o exagerare că nu eram ca niște lăcuste. Este o exagerare. Erau oameni mai înalți, de statură mai înaltă. Nu se spune că i-au mai găsit pe unii prin Filistia, sau aciuiate acolo. Asta a fost, cum să zic, la curtea marilor tirani, despoți, și-au găsit locul tot felul de ciudați. Oameni cu mai multe degete la o mână, oameni cu deformități. Credeau în felul ăsta că vor uimi dușmanii sau vasalii când vor veni să-i vadă, uite, domne, ce ciudățenie am eu în subordine, cu, na, încercau să impresioneze cu statura atletică a unor soldați sau cu tot felul de ciudățenii. Unii dintre ei au ajuns reci printre amuriți, din cauza asta. Goliat a ajuns erou, din cauza asta. Cu siguranță că au făcut victime, nu? Nu au fost acolo doar așa, ca și monumente. Și tablouri. Au știut să mânească sabia, au știut să facă chestiile astea. Dar nu știu. Unii sunt dispuși să citească aici chiar și dinozauri. Și adevărul este că dinozaurii au sfârșit printr-un mare cataclism. Atât cât îi găsim prin depozitele sedimentare, conservați destul de bine, prinși în mol, prinși în lavă vulcanică, astea sunt condiții care pot descrie un mare cataclism ca și cel de vremea lui Noe. Legat de dinozauri, am citit și un comentator, nu mai scap acum, zicea că acolo unde Iov zice despre hipopotam, traducerea corneresc. Da. S-ar potrivi mai bine pentru că hipopotam are coada aia care se spară de cedri. Da, da, da. Corect. Da, și acolo nu știm. Sunt cunoștințe reminiscente din lumea dispărută sau sunt fiare care încă mai existau pe vremea patriarhilor, care au supraviețuit. Dumnezeu îi spune să ia din toate fiarele o pereche. Nu-i musai să fi luat fiarele adulte, la statura de adult, ca să intre în arcă. Nu știm ce s-a întâmplat și cum, nu avem detalii. Ok, ne întoarcem la structură, înainte ca să luăm pauză. O structură de o altă natură, concentrică, adică prima piesă găsește corespondentul în piesa de final din o altă unitate, a doua piesă în piesa secundă de la final și tot așa se creează astfel imaginea unui cerc la care extremele corespund și mergem tot mai aproape înspre centru. Apare în capitolele 11 la 22, tot după Rendsburg. Avem o genealogie la început, avem o genealogie la sfârșit. Apoi lucrurile nu stau foarte simplu. În începutul Odisei, zice el, sfârșitul Odisei sau climaxul, capitolul 22, Sara, împărat străin, și în 12, 13 și în 20-21, Avram salvează Sodoma și Gomora, în capitolele 18 și 19, din nou mai încearcă să-l salveze, dar data asta nu mai poate. Și la mijloc, foarte interesant, apare legământul cu Avram, odată avându-l în atenție pe Ismael, a doua oară avându-l în atenție pe Isaac. Astea sunt doar sugestii, sunt, dacă vreți, chiar teorii pe care le propun diversi autori cu privire la ce este posibil să fi făcut autorii cu textele lor. Dacă ele au fost intenționate de autor original sau nu, asta rămâne de văzut. Dar sunt doar niște intuiții. Uneori se potrivesc mai bine, alteori nu așa de bine. Să ne chias.
Poate fi numit chiasm, da. Am trecut un. Da. Într-un chiasm poți să găsești și o structură care apare în mijloc, nepereche. Poate să fie doar o structură concentrică precum asta, sau cea de pe pagina 100. De fapt, sunt două acolo, una în ciclul Iacov și o alta în ciclul Iosif. Și din nou, sunt elemente care își găsesc corespondența în mod invers la sfârșitul sau în a doua parte a acestui ciclu. Se caută răspuns la un oracol, sunt probleme la naștere, se naște Iacov. În prima parte se încheie cu alte probleme la naștere și Iacov devine Israel. Nu este corespondența exactă, dar sunt anumite elemente care se reiau. Okay, și la mijloc avem fertilitatea familiei și a turmelor lui Iacov. Acum, împărțirea pe versete este artificială în cazul ăsta. Pot suspecta de multe ori că autorul a forțat, ca să iasă o structură, a forțat prin interpretarea textului în felul ăsta. Da. Nu este exclus să acceptăm ideea că în virtutea gândirii, tiparelor de gândire semitice, în care chiasmul își găsește loc de cinste, autorii chiar să fi gândit în felul ăsta. Din ce cauză foloseau chiasmul sau paralelismul? Într-o literatură care avea nevoie să se perpetueze prin transmiterea orală, chiar dacă exista un document scris, cei mai mulți erau analfabeți, probabil, și atunci, ca să-și păstreze amintirea cât mai vie, multă vreme, acestor texte pe care le-au auzit de la levitul care trecea prin satul lor sau când s-au dus la templu, astfel de artificii le oferea abilitatea să memoreze mai ușor. Nu? De ce memorezi mai ușor o poezie și nu un text în proză? Pentru că are rime. Pentru că are ritm. Pentru că sunt alte elemente. Sună cumva, da. Măsura. La fel și aici. Poate că tocmai aceste structuri concentrice îți permite, ok, acum ce vine? Păi, dacă am terminat cu elementul ăsta de fertilitate, tot cu asta încep. Și omul putea să păstreze în minte un lanț, o povestire, un scenariu, o intrigă pe care să o reproducă mai departe. Da. Luăm pauză aici, 10 minute, încă cu Isaac. Unii s-au întovărășit cu el, au fost prieteni apropiați. Dar oricum, segmentul ăsta de la 11:27b, partea a doua, până la 12:9, vorbește mult despre călătorie. Și de unde plecăm? Geografic vorbim, plecăm din Urul Haldeii, ajungem în Haran, și apoi ajungem în Canaan. Și sunt locații specifice care ne sunt date cu numele. Având la stânga, s-a răsărit și l-a pus așezări, el ajunge într-un loc. Ajunge întâi într-un loc în țară și apoi se duce mai jos în țară și apoi se duce și mai jos în țară. Toate aceste locații pe care le-am întâlnit aici le vom întâlni în istoria lui Israel. A ajuns la Shechem, apoi a ajuns la Betel. Betelul se va numi așa mai târziu. Dintr-o altă perspectivă, acum e cumva anacronică numirea Betelului, acum se numea Luz, la ceea ce va urma să fie numit Betel. Și apoi călătorește tot așa umblând el cu Dumnezeu, a ajuns până în zona de pustie, la Berșeva. Și acolo vom găsi pe Isaac, la fântâna, la Hainoi, fântâna Berșevei, că își face locuința. Foarte interesant. În cartea lui Amos, evreii din regatul de Nord au ajuns să se asocieze cu două locații din istoria lor antică, străveche. Și au ajuns să se disocieze de o anumită locație care, cu care se asociau mai mult frații lor din Sud. Frații lor din Sud erau stăpâni pe teritoriul din zona Hebronului. Aici unde a stat cea mai mare parte a vieții Avram. Frații din Sud, din Nord,
au ajuns să se asocieze cu Shechemul, care a fost locuința lui Iacov, și cu Berșeva, care a fost locuința lui Isaac. Deci, astea sunt locațiile noastre sfânte. Noi suntem fiii lui Iacov. Ei nu pomenesc de Hebron. Pentru că cu Hebronul se asociau evrei din Iuda, de la Ierusalim și Hebron. Ei se asociau doar cu ceilalți fii urmașii lui Avram, cu Isaac și Iacov. Interesante lucruri, nu? Poți să respui istoria dintr-o altă perspectivă. Aceeași istorie. Și evreii pe vremea Domnului Iisus tot așa se uitau la Avram ca și părintele lor, dar îl considerau părinte dintr-o altă punct de vedere. Bun, hai să mergem cu narațiunea mai departe, la versetul 10 la 20. Vaihira Vares. Vaihira Vares. Vaihi. Avem o marcă disjunctivă. Și chiar dacă n-aș fi văzut-o și aș fi văzut acel pe și fragmentul ăsta a avut așa încă de acum 10 secole, ar fi trebuit să mă întreb, ce eu deranjat pe oamenii ăștia atât de mult, încât au trebuit să rupă textul aici să vadă un nou paragraf. Păi uite, ăsta este. S-a întâmplat o foamete în țară. Avram a tot călătorit, lucrurile parcă sunt nemișcate, neschimbate. S-ar putea să apară o criză pentru faptul că scaniți în țară, dar nu se întâmplă nimic. Avram continuă să călătorească și oriunde ajunge, construiește un altar și nu-i stă nimeni drum. Dar a apărut o criză, o foamete. Bun, hai să vedem ce se întâmplă. Vaihi este o marcă de genul acesta, disjunctivă, care ne atrage atenția că se schimbă ceva. Și ce se schimbă este contextul. Lucrurile nu mai sunt așa de fericite ca până acum. Din cauza foametei și cei care n-au trăit-o. Au mai citit una alta, își dau seama. Se împuținează resursele, oamenii pot să devină mai răi. E mai greu să-ți găsești de-a legurii. Unii pot să moară, etc. Și zice așa, Vaiere Avram Mitzraima. La Gurșa. Avram, avem un vaitor, vaieret, a coborât Mitzraima spre Egipt, ca să locuiască acolo. Să rezideze temporar. Chihavet Haraav Ba'aretz. Aici nu avem vaitor, e o nouă propoziție. Și ne spune Chavet Haraav Ba'aretz. Era grea foamea din țară. Acum, cum interpretăm asta? Ascultați încă o dată. S-a întâmplat că a venit o foamete în țară. Și Avram a coborât în Mizraim ca să locuiască pentru o vreme acolo. Și foamea era grea în țară. Cum înțelegeți voi ce ne spune autorul aici? Ce vrea să ne transmită? Ne spune de două ori același lucru. Că foamete era grea. Și între cele două, avem o repetiție din nou. Și între cele două, ni se spune ce a făcut Avram. Avram a luat o decizie. O vreme grea. Foamete a dedicat să se întoarcă. E un fel de justificare acestui de Avram. Faptul că până la sfârșit... Unde suntem pe harta noastră? Suntem aici. Avram a tot coborât înspre sudul țării, dar acum se duce într-o altă parte. Face mai mult decât i-a cerut Dumnezeu. Că Dumnezeu a zis, vino Canaan, aceasta este țara pe care ți-o voi da seminței tale. Și acum îl vedem pe Avram făcând un gest pe care îl ia, o decizie pe care o ia singur. Dumnezeu nu i-a făcut niciun, nu i-a dat niciun semn că într-acolo vrea, dar a venit o foame de țară. Acum hai să ne gândim, oricare dintre noi am fi fost în locul lui. Cam asta vrea să ne pună, hai să vă puneți în păpucii lui. Vine o foame de grea. Ai oameni, urme, familie, ce faci? Dumnezeu ți-a zis, asta e țara pe care ți-o voi da. Ce faci? Avram a făcut asta. Da? Să vedem ce se alege. Nu? Vaihi kasher hikriv lavo Mitzraima. Avem un nou vaihi. Neașteptat de repede, a zis eu.
despre ce vrea să ne spună acum autorul. Vaihi Kasher, când s-a apropiat să intre în Israel, în Egipt, probabil când a ajuns la frontieră, probabil că frontierele se vedeau suficient de bine, mi se spune că pe vremea lui Ramses era fortificată frontiera, când au ieșit evreii din Egipt. Poate că acum e prea de vreme, dar probabil că au văzut construcțiile care supravegheau frontiera. Nu puteai să intri pe oriunde, că era deșert, muriai pe acolo, dar pe rutele principale, drumul era protejat, erau garnizoane. Când a văzut instituția care protejează intrarea în Egipt, Avram a zis așa, Vayomer el Sarai, Ishto. I-a zis soției sale, Sara, Innena, asta e o formulă ajutătoare, o particulă ajutătoare, care uneori transmite emoții, sentimente. Yadati ki isha yefat mare aht. Știu, recunosc, deci este vorbire directă, nu mai avem un vaitor. Recunosc că ești o femeie foarte frumoasă. Vehaya ki iru otah miha mitzraim. Avem o formă a lui Haya, care o întâlnim în predicții, în discursurile narrative de viitor. Când te vor vedea egiptenii, deci deja are un scenariu care ține de viitor. Din trecut trecem în viitor acum. Când te vor vedea egiptenii, avem o adevărată secvență narrativă de viitor. Cu ve katal, ve amru, ishtozot. Și vor zice că ești soția, aceasta este soția lui. Ve hargu, un alt verb din aceeași secvență de narrativă de viitor de data asta. Ve hargu oti, mă vor omorâ pe mine, ve otah Yehayu, și pe tine te vor lăsa în viață. Și acum ne întoarcem în prezent. Imrina spune, te rog, Ahoti at, că tu ești sora mea. Le-ableman itavli v-avureha v-avurek v-haita nafshi v-gilaleha v-gilaleha. Este un versetul 13, ca să scap cu viață din pricina ta. Să meargă bine din cauza ta și să trăiască sufletul meu din cauza ta. Versetul 14, Vaiehi, încă o dată Vaiehi. Vaiehi kvo Avram Mitzraima. Ce spune acum? Când a ajuns Avram în Egipt. Deci, s-a făcut că a fost o foamete, Avram a plecat în Egipt, când a ajuns aproape să intre, versetul 19, a luat cuvântul, s-a înțeles cu Sarai, când a ajuns în Mitzrayim, vedeți cum se însurprinse prin aceste repetări ale lui Vaiehi, secvențele temporale, pe măsură ce acțiunea progresează. Au fost în Canaan, au văzut Egiptul la depărtare, au ajuns la frontieră. Când au văzut egiptenii, se continuă cu Vaitor. Vairu amitraim et haisha ki yafa hi meot. Aici avem o propoziție care o descrie pe Sara, ki yafa hi meot, că era foarte frumoasă. Deci au constatat egiptenii că soția lui era foarte frumoasă. Versetul 15, Vai u ota sarei paro, faro, și încă un verb la vaitor, Vai e halelu ota el paro. Deci, slujitorii lui faraon, același verb de la Ra'a, Vaiu apare și în versetul 14 și în versetul 15. Au văzut-o și acum nu s-au mulțumit numai ca asta, constatarea, au lăudat-o de la Halel, avem și un psalm, de multe ori, verbul ăsta, au lăudat-o lui Faraon. Și apoi încă un verb, la sfârșit de rând, Vatukah
Haisha Bet Faro. Femeia a fost luată în casa lui Faraon. Vatukah, de la verbul lakah. Am mai avut verbul lakah în secvența dinainte. Versetul 16. Ule Avram, Etiv, Bavurar, lui Avram, în schimb, i-au dat o mulțime, i-au făcut mult bine, din pricina ei. Vaihilo, Vaihi din nou, dar acum vedeți, versetul 16, nu avem Vaitor, este Le Avram, Ule Avram, acolo este o conjuncție cu prepoziție și numele lui Avram, după care urmează un verb la perfect, la catal, avem un vavix catal. Dar lui Avram i-au făcut bine din cauza ei. Îi se spune că pe ei au luat Moharem și lui Avram i-au făcut bine. Acum ne întoarcem de la Sara, ne întoarcem ca veneam spre Avram. Poate că este chiar și o poziție aici. Lui Sara îi se întâmplă asta și lui Avram îi se întâmplă altceva. Dacă lui Avram îi se întâmplă bine, oare lui Sara cum îi se întâmplă? Invers. Ea se duce în harem străin. Nu îi se spune că s-a atins de ea încă. Dar din pricina ei, lui Avram îi se întâmplă bine. Se gândea Avram să scape cu viață, dar nu se gândea să se rezolve în felul ăsta criza. El a avut alte planuri. Vaihi Lotzon, Uvahar, Vahamorim, Vahavadim, Ushefahot, Vahatonot, Ugemalim. Da, primește de toate. Turme, cirezi, măgari, sclavi, sclave, cirezi, măgari, și aici ce este ăsta? Atonot, Ugemalim. Catâri și cămile. Cămile spune cămile. Cămile. Înainte însă mai este ceva. Măgărițe și cămile. Măgărițe s-ar putea să fie. Măgare, vă probabil, măgărițe și cămile. Avem așa. Turme, cirezi sau oi, vite, măgari, sclavi, sclave. Ultimul cămile, atonot. Vreau să fie măgărițe. Măgărițe. Ok. Avem un alt Vaihi, ăsta este al patrulea în această secvență. 1, 2, 3, 4, 5-lea. Versetul 17. Vaienaga Adonai et Paro. Ups, aici intervine Dumnezeu. L-a lovit Domnul pe Faraon, negaim gădolim, l-a urgisit Dumnezeu cu urgii mari, pe Faraon și casa lui. Sau familia, gospodăria, tot ce era lui. Aldăvar Sarai, Eshet Avram, din pricina Sarei, soția lui Avram. Avem un vaitor la începutul versetului 17. Din nou 18, vaikra, un vaitor. Vaikra Faro le Avram. Faraon l-a chemat, l-a invitat la discuții pe Avram. Vaiomer și i-a zis. Și avem vorbirea directă. Mazota sitali. Ce mi-ai făcut? Lama lo higaletali. De ce nu mi-ai spus ki ishteha ki? Că este soția ta. Lama amarta ahotihi. De ce mi-ai zis? Este soția mea. Sora mea. Sora mea. Sora mea, pardon, da. Va ekah ota. Acum iato. E ca hotali leisha, iatu de pe nevastă-ta, veata ne ishteha, ishteha, kah valech. Acum, iată-ți nevasta, ia-o și pleacă. Avem încă două instanțe, chiar dacă nu este la vaitor, verbul la kah, a lua, în discursul pe care are Faraon, ia-ți-o și cară-te. Versetul 20 începe cu Vaitor, Vaietzav, Alav, Paro, Anashim. Faraon a dat porunci oamenilor, Vaieshalehu, Oto,
pe et ishto, pe et kol asher lo. Și i-au trimis, i-au expediat, i-au izgonit pe el, pe soția lui și pe toate care erau ale lui. Ok? Ce forme verbale am găsit aici de vaito, de la versetul 10? Avem vaihi, vaieret, din nou vaihi 11, 12, tot cu vai, o formă de la haia vine vehaia, de viitor, 14, vaihi, vairu, 15, vai u din nou, vai halelu, vatukah, 16, avem un vabis catal, și apoi vai hi, 17, vai naga, 18, vai kra, vai omer, 19, n-am găsit nimic, e vorbirea directă, sunt multe întrebări, cred că și retorice, că n-am apucat Avram să-mi dui niciun răspuns. Vaitzav, 20, Vaieshalehu. Care sunt verbele care apar mai des? Forma verbală de Vaiehi, de la rădăcina Haya. De două ori apar. Altceva? Vairu, de la vecina Ra'a, Avenia. Vaiome, apare de ori. Verbul Amar apare din nou. L-am avut și aici. Ok, și din nou verbul Lakah. Chiar dacă nu apare în Vaitor decât odată, sunt alte forme verbale care apar în felul ăsta. Din rădăcina aceasta. Ok, se întâmplă ceva diferit aici. Verbele mai ciudate apar o singură dată, mai rare, apar o singură dată, iarat, a coborâ, halel, a lăuda, țăva, a porunci, șalaș, a trimite. Și astea sunt foarte interesante. Pentru că astea sunt inversuri la verbele de dincoace. Aici au fost verbe de ieșire și de intrare într-o țară, dintr-o țară, într-altă țară. Aici sunt verbe de plecare din țară respectivă, înspre altă țară, și de izgonire din țara unde a ajuns, înapoi în țara unde a venit. Ok? Ce se întâmplă este că se constată niște lucruri. Ra'a, se văd frumusețea sarei și este poftită. Și este luată. Și Sara este ca o proprietate care trece din o casă într-alta. Eu ți-am luat-o, nați-o înapoi, ia-ți-o și te duc. Ok. Se schimbă ceva. În raport cu 12 cu 9, 12 cu 10 la 20, aduce alte lucruri. Aici Sarai era un atașament, un harnașament, o anexă. Aici este în vizor. Aici, din cauza ei, se întâmplă lui Avram anumite lucruri. Poate am putea zice, din cauza ei, Avram ajunge să ia niște decizii. Și din cauza ei rămâne în viață și era să o încurce rău de tot, tot din cauza ei. Ok? Se vede că narațiunea nu rămâne în același loc și progresează într-o altă direcție. Se schimbă interesul povestitorului de a ne spune a fost ceva frumos, interesant, atrăgător despre un om care l-a ascultat pe Dumnezeu să schimbe modul de viață, locația, destinația, în funcție de ce i-a zis Dumnezeu. Aici se pare că se întâmplă altceva. Omul iese din limitele inițial gândite de Dumnezeu. Ar fi logic atunci să cere faptul că dacă Avram iese cumva, merge dincolo de ceea ce spune Dumnezeu, cumva este repercursiuni și se întâmplă să fie Sara în, Sarai, în condițiile astea, dar nu înțeleg atunci care, unde e faraon aici, adică el acționează conform legii lui, adică el nici nu trebuie să fie pedepsit.
pentru neascultarea să-i așa lua Avram. Da. Well, da, de ce? Aici nu ne se dă din text multe detalii despre caracterul lui Faraon, despre lucrurile astea ascunse care făceau un om să fie condamnabil. Dar putem afla din alte părți, de exemplu, faptul că atunci când cineva se atinge de ceea lui Dumnezeu, Dumnezeu o ia ca o chestie personală, nu? Și îi protejează ceea lui. Asta aflăm de mai târziu. Dar oare nu este nimic rău în faptul că tu vezi o femeie care nu mai este tânără și faptul că e marfă exotică și că n-are niciun angajament din musai sau în haremul tău, n-ai destule neveste, pentru ce îți mai trebuie una? Chiar nu este nimic rău în asta. Adică probabil că el n-avea două soții numai, avea multe. Să gândim acum în cum era spiritul vremurilor, acum da. Ce era 100 sau 101. Da, da, corect, asta e adevărat. Dar, adică nu cred că era vreo lucrare de conștiință aici, cred că era nimic greșit din partea de la societății. Da, deci probabil că era normal în vremea respectivă, dar omul nu avea niciun fel de mostrări de conștiință să înțeleagă că ce a făcut era un gest greșit. Până când a sesizat că ceva se întâmplă rău cu el, cu casa lui, dintr-o dată. Dintr-o dată, vin urgii peste el. Și nu știm cum a înțeles, de data asta nu ni se spune că Dumnezeu i-a vorbit, asta e cu Abimelec altă dată, dar el a înțeles de aici, suficient de mult. Ori textul nu ne spune și s-au întâmplat niște lucruri acolo, ori omul ăsta și-a întrebat magii și a înțeles de la ei, ori a înțeles din natura ugilor care s-a petrecut cu el, că aici e deștul lui Dumnezeu care îmi zice, m-a luat de femeia asta, de când a venit asta în casă la noi, bai. L-a chemat înapoi. Dar vezi că îi pun întrebări specifice. De ce mi-ai făcut una ca asta? Ca și care? Că mi-ai spus că este soția ta. A făcut investigații, a întrebat pe zei, s-ar da Dumnezeu, nu știu, n-avem răspuns. Dar el și-a știut exact că a fost înșelat. Și de când s-a întâmplat, cum a știut el că s-a întâmplat ceva? Pentru că din momentul în care a intrat Sarai în haremul lui, s-au întâmplat urgii. Deci asta era... Probabil că putem să gândim și despre incidentul în pauză acum, cu Iona care a ajuns la Ninive, despre care mulți speculează. Cum a ajuns oamenii ăștia să popească la un mesaj în rând de scurt? Iona a spus un mesaj mai lung, dar în textul biblic nu ne se dau toate detaliile, tot ce le-a spus, poate că a stat la masă rotundă, a avut prezentări, a avut, nu știu ce, evangelizare la forțe strane. 2. O altă teorie. Iona a fost așa de mâncat de acidul din burta peștelui, încât toți oamenii au început să-l întrebe ce s-a întâmplat cu tine. Și aici, uite, Dumnezeu m-a spus de acolo, extraordinar, minune. Trebuie să crede în ce zice omul ăsta. 3. Altă variantă. Dumnezeu a început să lucreze în viața acestor niveni prin tot felul de semne pe care ele înțelegeau, despre care istoria asiriană chiar ne spune că au fost arătării noastre, eclipsă de lună, au fost tulburări, mișcări de populații, au fost foamete și alte lucruri, pe care în momentul când a venit un om ciudat dintr-o altă țară, zicându-le, mai aveți 40 de zile și s-a terminat cu voi, el a recepționat mesajul altfel, erau pregătiți deja. Înțelegi? Deci tot la fel, mergând pe linia celei de-a treia teorie, am putea zice, Dumnezeu l-a lovit în modul în care el putea să înțeleagă și și-a realizat faptul că ceva a făcut greșit. Și a luat tot cazul de la capăt. Cred că a avut o discuție cu Avram, în care Avram i-a spus, eu sunt ăsta, asta am făcut, I'm sorry, de ce mi-ai făcut una ca asta? Ok? Dar mai luăm pauză și vorbim și după aceea. Și a misiunii pe care el încearcă să o realizeze. Se străduiește. Nu înseamnă că întotdeauna iese, dar se străduiește. Înseamnă că are obstacole peste care trebuie să sară, să le depășească, să le învingă, dar nu întotdeauna reușește să le depășească. Și nu întotdeauna misiunea lui este nobilă, este bună, este vrednică de urmat. Poate să fie un exemplu negativ. Ce vom învăța la un moment dat să facem este să selectăm din mulțimea personajelor, unele colective, altele individualizate, unele nominale, altele anonime, să selectăm care personaj se califică pentru acest titlu de erou sau eroină.
Bun, acum, episodul este o unitate literară care se organizează în jurul unui grup restrâns de personaje. Este o unitate literară constituită din scene care se organizează în jurul unui grup de personaje. Grupul este distinct, se schimbă de la un episod la celălalt. S-ar putea ca unele să rămână, dar apar altele noi, sunt înlocuite unele care au fost. În grupul unui, în limitele unui grup definit de personaje. Scena este subunitatea cea mai mică a unei povestiri. Nu mai are părți componente care merită pomenite aici. Organizată în jurul unui singur cadru spațiotemporal, deci avem un singur cadru, sau preocuparea unui singur personaj. Îi aduce mai departe acțiunea. Un singur cadru sau preocuparea unui singur personaj. Scena, despre scena ați mai auzit la teatru. Este ceva mai puțin decât într-o scenă de teatru. Acolo s-ar putea să avem foarte bine mai multe personaje care se succed. Decorul rămâne alterate. Presupune că se întâmplă ceva într-o încăpere în care vin și pleacă personaje. Rămâne aceeași scenă. S-ar putea să potrivească descrierea că este o singură preocupare. Dar personajele sunt multe. Episodul, de altă parte, e mai cunoscut în cinematografie. Acolo, iar nu se potrivesc elementele, definiția nu se potrivește cu ce am zis aici. Un episod poate să aibă mai degrabă asemănarea unei narațiuni, în care un erou are o preocupare, în episodul ăsta se luptă cu asta, episodul viitor va fi alta. Sau poate să fie părți, dacă, știu eu, se are în vedere o singură misiune și sunt mai multe obstacole, într-un episod, fiecare obstacol este depășit rând pe rând. Episodul ăsta un obstacol, episodul viitor un altul, ținta este aceeași. Omul vrea să ajungă avocat. Și în fiecare episod ne arată cum fiecare obstacol din calea acestui desiderat de viață este îndepărtat. Dacă ați mai citit puțin literatură clasică, putem face niște asemănări acum cu ceea ce se numește muncile lui Hercule sau Heracles. El a trebuit să-și ispășească un păcat îndeplinind 7 sarcini foarte grele, să se lupte cu tot felul de fiare și pe toate le depășește. Le putem considera obstacole sau mai degrabă le putem considera misiuni distincte. De fiecare dată, eroul nostru își ia armele în cârcă și se duce să rezolve o altă problemă. După ce le-a rezolvat pe toate, în sfârșit, a scăpat de belele. Mai multe narațiuni se pot organiza într-o altă unitate literară numită act narrativ. Elementul central aici este eroul. Un act narrativ are mai multe narațiuni și eroul nostru este surprins în diverse ipostaze, încercând să rezolve diverse misiuni. Ar putea să fie adevărat că ceea ce unii, cu privire la ceea ce unii numesc ciclul narrativ, sau așa numesc ei, Avram. Eu cred că e prea mult spus. Din perspectiva mea s-ar putea limita doar la un act narrativ. Ciclul narrativ este mai mult de atât. Pentru că Avram este mereu acolo, în miezul acțiunilor, și el este surprins făcând diverse lucruri. Acum, trebuie văzut că s-ar putea ocazional Avram să nu fie el eroul, să fie descărcat de această responsabilitate ocazional și o altă un alt personaj, masculin sau feminin, să ia locul de erou sau eroină.
Dar când avem mai multe narațiuni în care eroul rămâne neschimbat, atunci vorbim despre un act narativ. Mai multe acte narrative se pot constitui într-un ciclu narativ, deci avem o subunitate ceva mai mare. De data aceasta, elementul central este o preocupare convergentă a eroilor din celelalte, din toate actele narrative. Este o singură preocupare sau o preocupare convergentă a eroilor din actele narrative subiacente. De exemplu, dacă te uiți la ce urmează, ce se întâmplă în capitolele 12 la 50, vezi, de fapt, istoriile unor patriarhi sunt diferiți, se schimbă din loc în loc, Avram, Isaac, Iacob, Iosif, care se luptă pentru a intra în stăpânirea moștenirii pe care le-a promis-o Dumnezeu. Aici avem un ciclu narrativ pe care l-am putea numi într-un fel istoria patriarhilor sau istoria dobândirii promisiunii lui Dumnezeu de către patriarhi, în diverse feluri, putem să numim că se poate specific, dacă vreți. Și apoi, în cele din urmă, avem o carte narrativă în care putem să găsim mai multe cicluri narrative. Și piesa centrală este o temă comună. În cazul Bibliei, tema este teologică. În cazul Genezei, putem vorbi despre origine. Septuaginta, când a pus numele acestei cărți, a văzut că textul ebraic, textul masoretic sau Biblia ebraică, i-a dat numele Bărășit după numele primei cărți din Biblie. N-a putut să-i zică la început. A zis Geneze, istorii, începuturi. A încercat să definească puțin mai mult. Aici era situație fericită. În cartea Exodul, însă, Shemot, este primul cuvânt din carte, care a dat tipul cărții în evreiește, numele n-are nimic de a face cu conținutul. Și atunci au zis Exodul, ieșirea, a dat un nume care vorbește mai mult despre conținutul teologic al cărții. Ok, despre subdiviziunile astea o să mai vorbim și o să lucrăm cu ele. Și împărțirea, ce face munca noastră exegetică în acest prim fază, în această primă fază, este tocmai împărțirea unei narațiuni pe episoade și scene. Aici o să ne bătălim cel mai tare, că unii vor avea unele păreri, alții vor avea alte păreri. Va trebui să ne ascuțim puțin abilitățile astea. Până la urmă, ce contează cel mai mult, chiar dacă putem greși la împărțirea pe episoade și scene, sau să nu fim impecabil aici, important este să nu pierdem eroul și misiunea. Dacă ne-am fiind acolo, am pierdut și mesajul central. De ce sunt importante identificarea episoadelor? Este, cred, că ele trebuie să ne ajute să descoperim obstacolele pe care eroul le depășește pentru a atinge misiunea și dacă le găsim obstacolele, ghici la ce ne ajută asta. Ne ajută să avem niște puncte la predică. Pentru că mesajul central al unei predici inspirate într-un text narrativ are de-a face cu eroul și misiunea lui, care se convertește în limbajul nostru contemporan prin corespondență. Dar obstacolele pe care le-a depășit să ajungă acolo se convertesc în soluții pentru atingerea acestui scop astăzi, de noi. Deci e important să găsesc episoadele, că în spatele lor sau în ele se ascund obstacolele sau sunt lucrurile pe care le-am de învățat de acolo. Scenele sunt doar părți constitutive și ele ne ajută să facem diferența dintre episoade. Pierderile sunt mai mici aici dacă ne încurcăm la scene, dar episoadele sunt foarte importante și ele. Am putea lua, de exemplu, fragmentul pe care l-am parcurs astăzi, să vedem în ce fel se leagă episoadele unele de altele. Dacă vreți, puteți păstra
în fața voastră și textul în ebraică și textul în românește. De obicei le vom marca scenele cu S și le dăm și cifre, 1, 2, 3 sau câte vor fi. Episoadele notăm cu E, 1, 2, 3 sau câte vor fi. Și narațiunile cu N, 1, 2, 3 câte vor fi. Dacă mergem înapoi la Geneza 12, am putea chiar de la 11 cu 27, partea a doua. Și aici ne uităm la modul în care se succed personajele. Modul în care se asociază personajele. Modul în care contextul spațio-temporal se schimbă. În ce loc suntem, în ce loc ajungem, toate lucrurile astea contează. S-ar putea să rămânem într-un loc și atunci numai personajele se schimbă între ele. Putem să facem în scris niște exerciții chiar și să zicem așa, să urmărim personajele, că sunt multe aici, alteori s-ar putea să schimbe locația. Și se spune așa, Tera a fost tatăl lui Avram, Nahor și Haran. Haran a fost tatăl lui Lot. Oh. Am putea zice așa. Asta se spune despre Tera. Haran a fost tatăl lui Lot și Haran a murit înainte tatălui său. Tera, se numește de Tera, în Ur. Suntem în Ur. Avram și Nahor se schimbă personajele. Și au luat soții. Avram s-a căsătorit cu Sarai. Nahor s-a căsătorit cu Milca. Care era fiica lui Haran. Și sora Iscăi. Sarai era stearpă, nu avea copii. Terah l-a luat pe Avram, pe Lot, fiul lui Haran, pe Sarai, și au ieșit din Ur. Se pleacă din Ur acum, s-au așezat în Haran. Au ajuns în Haran. Se schimbă locația. Deci, odată suntem în Ur, altădată suntem pe drum spre Canaan și ne oprim în Haran. Se schimbă locația. Aici cel puțin trebuie să fie vorba despre o schimbare de cadru, o altă scenă. Dar ce ne facem? Că între timp mi s-a spus ceva despre Tera, după aia mi s-a spus mai mult despre Haran, după aia mi s-a spus mai mult despre Avram și Nahor. Camera, dacă încercați să vă imaginați din punctul ăsta de vedere, oscilează. Întâi ne vorbește despre Terah, patriarhul, șeful clanului. După aia ni se dau niște detalii despre Haran, fiul lui, la care ținea și care a murit. Și apoi ni se dau detalii despre cei care au rămas în viață, Avram și Nahor, care și-au luat soții. Și apoi ne întoarcem la Terah, care cu supraviețuitorii clanului merg mai departe. Ar putea aici să fie scene? Ar putea să fie. Se schimbă în mod clar contextul, ar vrea să fie o altă. Apoi, dintr-o dată, în 12 cu 1, apare Domnul, care până acum n-a fost implicat în toate procedurile astea, care vorbește lui Avram. Toate celelalte personaje dispar. Rămâne Domnul cu Avram. Aici pot să se sesizezi că e începutul unui nou episod. Din toată galeria asta de personaje, mai rămâne Avram. Și apoi despre Avram mi se spune că a făcut cum i-a spus Dumnezeu și era și Lot cu el și mai era și Sarai. Dacă vă uitați la tot registrul de personaje, avem o mare schimbare. L-am pierdut între timp
pe Aran care a murit. Nahor a rămas în Padan Aram. Terah a murit. A mai rămas Avram, Lot și Sarai. Și cu ei merge istoria mai departe. Aici trebuie să fie un alt episod. Mai vedeți, asta e știința rachetelor. Nu le pot nimeri din prima. Să ai o formulă, să zici X plus 1 totul la pătrat pe 3 minus 5 coeficient X dă nu știu ce. Nu e așa. Noi propunem chestia asta și vedem cum se înlănțuie lucrurile mai departe. O revizităm înainte ca să zic eu asta cred că este împărțirea narațiunii pe episoade și scene. Mă duc cu textul. Înțelegeți? Asta trebuie să se întâmple. De asta vă complic viața. Să mă asigur că vă luptați cu textul. Că te duci și zici, bă, care-i scena aia? Păi cine sunt? Ce se întâmplă aici? Care-s verbele? Cine ce face? Care-s oamenii care intră în scenă, care pleacă din scenă? Unde este decorul? Ce se schimbă în decor? Suntem unde? Suntem în Ur, acum suntem în Haran, acum suntem în Canaan. Avram, Lot și Sarai au plecat, zice, din Haran și au ajuns în Canaan și s-au așezat la Shechem. Deci vedeți cum am avut aici plecarea din Ur spre Haran, care a contat mai mult călătoria și ajungerea în Haran, tot la fel, nu contează ce se întâmplă pe drum. Putea să ne povestească aici și au tot mesei care îndelungată ziua 1, ziua 2, ziua 3, ziua 4, deci nu se spune asta. Contează că au ajuns. Contează cine a fost echipa și unde au ajuns. Se schimbă cadrul. Călătoria nu contează. Și mergem mai departe, versetul 6 ne precizează la sfârșit că în Canaan erau și cananiți. Vedeți? În toată schema lucrurilor sunt două personaje care nu au apărut până acum. Domnul și cananiții. Domnul care face chemarea, cananiții care erau în țara asta. E clar că aici un nou episod. Toată lumea trebuie să vadă. Și te mai uiți în text și vezi că este în 12:1 marcajul dat în textul evreiesc. Este împărțirea pe capitole. Începi să te gândești serios. Nu cumva aici un nou început. Ce fel de început este? Nu? Normal de trebuie să te gândești. Mergem mai departe în versetul 7. Domnul i-a arătat lui Avram și a zis, seminței tale îi voi da această țară. Acum, Domnul a mai fost până acum. Și Avram. Dar acum suntem în Canaan. Unde a fost înainte? Ei, asta e problema. NTR-ul traduce acolo verbul Domnul îi zisese lui Avram. Deși este un vaitor simplu, există situații rare, speciale, când ceea ce se pare a fi doar o continuare simplă a narațiunii este mai mult de atât. Și o să revenim la lucrul ăsta. Când i-a spus Dumnezeu lui Avram, ieși din țara ta, din mâinile tale, înainte să aducă moartea lui Terah. Ar merita să ne gândim la asta. Și Noul Testament are să ne spună ceva aici. Dar acum nu avem timp că luăm